Termenul echinocțiu provine din cuvântul latin equinoctium, rezultat din combinarea cuvintelor equus, ce înseamnă egal cu, și nox, noctis, însemnând noapte. Potrivit observatorului astronomic, echinocțiul de primăvară ce marchează începutul primăverii astronomice se produce în jurul datei de 20 martie, când longitudinea astronomică acestuia revine la valoarea de 0 grade. Începând de la această dată, durata zilei va fi în continuă creștere, iar cea a nopții în scădere, până la data de 21 iunie, când va avea loc solstițiul de vară. Al doilea echinocțiu al anului este momentul când soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera cerească nordică în cea sudică, în jurul datei de 23 septembrie, reprezentând echinocțiul de primăvară în emisfera sudică și echinocțiul de toamnă în emisfera nordică.